Suntem la guvernare și ăsta a fost obiectivul, să guvernăm, să continuăm ceea ce am făcut în guvernarea trecută și mai bine de atâta. Dumneavoastră sunteți sociolog și știți foarte bine. 26%. Știți foarte bine, domnul Pieleanu, că în momentul în care guvernezi și mai e și o pandemie, lumea la un moment dat te critică și când trebuie și când nu trebuie. Și se depreciază acel partid care este la guvernare, pierde din procente și așa mai departe. Deci a venit, stai să vă spun, a venit din partid oricine ar veni din partid să spună că este de vină Ludovic Orban pentru treaba asta, este o mare greșeală. Dacă suntem de vină, suntem de vină toți, nu numai Ludovic Orban. Și atunci chestia asta că neapărat trebuie, n-are cum să... Și vă mai spun încă un lucru. În momentul de față, și asta trebuie să o rețină toți din partid, în momentul de față nu are cine să țină echilibrul partidului. Nu are cine.